plec acasă. Gata Germania, gata 7 ani de Germania. Mă duc acasă. Bineînțeles că trebuie să facă neamțe ăștia nervi așa de dimineață. De-aia vă filmez din mașină. Am fost aici la mine în sat oraș, ce ui, Parsbergul ăsta, să-mi fac numere roșii, numere de țol, ca să pot să fiu în România. Și al dracu că acum cere programare și nu vreau să-mi facă fără programare. Eu vreau să o fac pe ultima zi ca să am cât mai mult timp în România numerele roșii, ca să încep și acolo treburile. Eu în Germania am înscris foarte multe mașini. Și nu mi-a trebuit programare în afară de atunci când a fost corona. Bun, am studiat în Regensburg și au zis că acolo pot să fac fără programare, așa că mă duc repede până în Regensburg, îmi fac numerele roșii la mașină și remorcă, viu înapoi. Uite-o pe Izuca. Inima lui tata ești obosită. I-au ieșit cu bunii să pot să facă denii curat. Mă duc, iau numerele roșii, viu înapoi. Pentru că la 4, acum e ora 13.29, la ora 16 vine proprietara și se vadă dacă e regulă cu apartamentul, să ne dea cauțiune înapoi. Și da, ați înțeles bine, astăzi plec acasă, adică plec numai eu, plec cu mașina, pentru că fetele vin cu avionul. Peste vreo 5 zile, 5 zile, da, da. Și eu plec ori în seara asta, ori dimineață, să vedem cum mă simt și cum îs. Am ajuns, am parcat mașina aici mai în spate. Să nu cumva să vină vreun neamț din ăla cu sandale și cu ciorap să zic că bă, ăsta n-are numere pe mașina, să sun la poliție. Că n-avem altcumva cum să fac. Și să vedem, sper să le pot face. Băi, oameni, băi, ăștia-ți nebun la cam, uite de ce iară, încă motiv de ce plec eu din Germania asta. Am venit să fac și eu numele roșii ca tot românul care vine și-și cumpără mașină de aici și pleacă. Nu pot, că trebuie ca să... O zis că nu pot, că de ce? Eu încă mai am adresa astăzi inclusiv în Germania și poți să faci fără adresă. Dacă mai ai adresa încă în Germania, trebuie să faci acolo unde locuiești. Eu locuiesc în Parsberg. Am fost de dimineață acolo și ăia au zis că nu pot să-mi facă pentru că nu am programare. Până acum am înscris 20 de mașini, nu mi-a trebuit programare, acum am trebuit programare. Nu că sparg așa ceva, nu sparg geamul. Și acum să mă duc să văd dacă e prostesc, să fac cum ar veni pe România, ca și cum eu nu mai locuiesc aici, că nu prea au cum să verifice ei treaba asta. Și dacă mi are, mă duc înapoi să văd dacă e o numără. Văd să-l acurent. No, a fost și mi-am făcut altă asigurare. Să vedem acum e prostesc. Sper să nu-i merez tot la p*** la care am fost. Că nu, că azi ești încă în Germania și pe Germania nu mai are că trebuie să faci unde ești și... Ia, mor. Am înjurat un pic înainte să înregistrez. Să nu înjur ca să nu-i frumos. Nu pot, trebuie să fiu mâine dimineață. Așa că mâine dimineață plec. Acum mă duc repede înapoi la locuință că vine doamna să... Vedem dacă ne luăm cauțiunea. Și uite, dragilor, asta e Germania. Uite, experiențe din astea am avut eu de 7 ani de zile, aproape lunar. Bă, uite așa, două din astea cu... Mare, nu mare, trebuie să faci aia, trebuie termin, trebuie... Nu uitați de nervos și ce am făcut. Hai să vedeți. Am plecat din parcarea aia fără numere. Să vedeți ce pot să facă ăștia cu sistemul lor. Aie. Mă duc la locuință acum, să vedem acum doamna ce zice cu cauțiunea. Nici aia, n-are niciun drept să zică că nu mi-o dă, dar nu cred, da? Hai să vedem. Bine, ce am filmat acolo la ăștia să-mi fac numele rău și au fost așa în mare și ce, dacă de fapt a fost mult mai complicat acolo. M-am dus la femeia aia să-mi fac numere, adică prietenul o să facă asigurare acolo ei, după aia să-mi facă numerele, după aia... Aia nu vreau să-mi facă, că de ce eu încă mai am astăzi adresa în Germania și că băi, dar nu sunt oameni care pleacă din Germania în altă țară, mă, și merg cu numere roșii, mă. De la aia i-am zis, vreau să vorbesc cu un șef, să văd, m-a trimis la unul, la unde, la un rahitic din ăla. Ce vrei, bă, lasă-mă, mă, să plec acasă, mă, dăm numere roșii, ți le plătesc, mă. Ce nu-i bine, mă, că nu plec, că n-am adresa azi, că n-am mâine, că, doamne, iartă-mă. Ce-i cu astea? Ce-i la treabă? Cam asta-i.
Acum mergem la Regensburg, că s-a obligat să rămân până mâine. Și vedem. Până în Regensburg vreau să văd cum se comportă mașina, să văd dacă e prea greu sau așa, dacă nu s-o plătesc la cineva să ne o aducă. Dar la cum am venit de acolo până aici, pare ok. Au venit proprietara, au verificat apartamentul, e tot în regulă, ne-au dat cauția înapoi, Doamne ajută. Am încărcat mașina, acum nu se putea mai bine. Remorca la fel, acum să văd până în Regensburg cum se comportă mașina. Dacă e prea greu, las aici sau le arunc sau văd, eu dau la cineva să mi le aducă, plătesc. Dar deocamdată mă duc să fac cum e. Acum încă nu știm la cine o să mergem să stăm, cred că la soacră mea sau la socrul meu sau la vărul lui Denis sau nu știu, la preatii, nu știu la cine, egal unde. Dimineață mergem împreună să facem numerele roșii și am plecat la drum. Vin de la Parsby la Regensburg vreo 50 de kilometri, dar nu prea place, adică o sunt mașina că e forțată în țără. Ăsta consumul și pe loc drept, ăsta la 11-12, iar normal ăsta la 5-6. Și să văd dacă găsesc pe cineva să îi dau remorca să-mi aducă cu totul. Mai bine plătesc, mă duc eu mai liniștit, dar bine, dacă nu găsesc și îmi cer niște prețuri de astea, că mai nouă și-a cer, 1000 de euro, sute, 1000 de euro. Dacă găsesc pe cineva la un preț ok, nu știu, vreo 200-300 de euro acolo, să nu mă leagă după el și vine. Nu trebuie să-i facă nimic altceva. O trimit cu cineva, dacă nu, mă duc. Eu așa, mai încet. Vedem mâine. Bună dimineața, am fost acum să-mi dea numerele roșii, mi-au dat la mașină, cu greu, bineînțeles, o trebuie să sune ei nu știu unde, că dacă nu știu ce, că dacă, așa zic, deci seara asta de-aia merge bine, pentru că-s foarte, nu toți, dar nu ne înțelegem, nu toți, dar 90% sunt foarte, foarte ușor de controlat și de-aia, nu, unde e regulă și merge așa, de-aia merge ok, știi? Bun, mi-au dat numerele la mașină și acum trebuie să mă duc înapoi după remorcă, să-i o duc să vadă ea numărul de ăla de pe șasiu de la remorcă, numărul ăla de șasiu sau cum îi zice. Și după aia trebuie să fiu să o las înapoi, că nu mă duc remorca, am găsit pe cineva aseară, adică omul ăla ce mi-a dus și transportul. De fapt mi-a dus omul ăla care ați văzut că mi-am trimis lucrurile în România, în partea 3 de la video ăla, după 7 ani plecăm în România, ăla cu 4 părți. Mă duc să-i duc remorca să vadă numărul ăla. Mă întorc, o las aici la Nelu, la socrul meu, că vine weekendul ăsta omul ăla și o ia și mi-o aduce. Că mie mi-e prea grea. Mi-e prea grea și nu vreau să mă duc 1300 de kilometri cu ea după mine. Îmi pun fetele și după aia plec. După ce mă pun în mașină, o să vă explic mai mult ce am făcut ieri, ce am făcut și acum. Am și filmat două, trei faze să înțelegeți despre ce e vorba. Și dăm înainte, azi plec. Zucă! Pleacă tot în România, mamă. Și tu vii la papai. Tu vii duminică, mamă. Dar la tati un pupic? Nu, hai, da. Mă duc la papai. Și tu, dar tu vii duminică. Scupă, mă, ce strânge în brațe? Iubește-mă. Ce m-au fi să plic toată? Asta mi-a pasiat. Ați scris câțiva în comentarii că de ce nu prea apare Deni și Izuca. Ca să nu mă dau mare, mă, de aia. Două secunde că vă zic planul. De că acum vine așa din rai. Așa, le-am lăsat pe fete, acum mă duc să alimentez. Mă duc să mai scot niște bani, că mai am ceva bani pe card. Și așa nu te lasă numai câte 1000 pe zi. Și acum la sfârșit nu mă mai lăsa numai câte 450 de euro pe zi. Acum mă duc la bancă să văd cât pot să scot, pentru că eu sunt pe concepția ce-i mână nu-i minciună. Și
după aia în România mă duc să-mi fac card din ăla cu cont și de euro ca să pot să transfer de pe cardul din Germania pe ăla, să mi pot scoate toți. Vi l-am și filmat pe băiatul ăsta cu ce v-am zis că e șeful aici la înscrieri, ăsta cu geacă verde. O să vă las aici video. Să vedeți dacă am dreptate că v-am zis ieri că are handicap. Are sau nu are handicap? Petra 6. Ja. 6 absolut. Ich soll sich leicht zum lesen, aber das ist eigentlich schon relativ gut, das passt, ja. Mhm. Ja, nee, damit können wir arbeiten. Okay. Ja gut, dann hat sie sehr erledigt. Dann haben wir das. Vielen Dank. Dann ist alles fertig. Passt. Danke. Servus, ja, oder? Gut. Danke. Bă, dar parcă nu vine să cred că plec acum, plec și nu mă mai întorc aici. Parcă, nu știu. Să-mi lăsați în comentarii dacă și voi, ăștia care ați plecat dintr-o țară străină înapoi în România, ați făcut ca mine. Fiți atenți, eu de vreo lună și ceva, deja încep și mă gândesc. De exemplu, m-am dus la un prieten în Stuttgart, în vizită, la care nu mă duc prea des, că nu, e departe. Și deja începeam să zic, bă, asta e ultima dată ce am vizitat asta în vizită, bă, asta e ultima dată ce am mâncat la restaurantul ăsta, bă, e ultima dată ce, nu știu, cad bagajele, da, eu și bagajele pe spate, bă, e ultima cafea în Germania, bă, e ultima, eu așa am făcut, acum nu știu dacă și voi la fel. Și să vedeți chestii, nu știu dacă are vreo legătură sau vreo treabă, dar să vedeți cum s-au nimerit lucrurile. În prima zi când am venit în Germania, am dormit la socul meu, deci în casă la el. După câteva luni, după vreo 6 luni, 7 luni, am mutat singur și de atunci am stat numai singuri. În ultima zi din Germania s-a nimerit să stăm tot la el. În primul restaurant la care am fost în Germania a fost Losteria în Regensburg, în centru. Ultimul la care am fost, deci nu am fost prea des acolo, că noi în centru trebuie să parchez mașina mai departe și sunt altele care ne plac mai mult. Ultimul restaurant la care am mâncat în Germania a fost Losteria. Chiar și prima bancă la care mi-am făcut card, bine că tot noi avem de atunci, dar la prima bancă la care am fost să scot bani a fost asta, din Gewerbe Park, și ultima. Mi-e ură că am plecat fără fetele mele, dar asta e, nu mai pot să stau oricum, că nu mai vreau unul la mână și doi, trebuie să ajung oricum în România până în data de 11, parcă, ca să anunț că S-a anunțat șomaj în România, că ăștia îmi dau șomaj și să ceva de genul, nu am înțeles exact, dar o să vedem atunci ce facem. Dar îs cu voi și cu bagajele pe spate. Care îs? Nu mă pot plânge. Și am uitat să vă zic, e ora 13 a Germania, adică 14 în România, 2. Eu niciodată când mă duc în România sau când viu spre Germania, nu mă duc tare, nu mă duc să scot timpi. Dar așa să vedem de curiozitate la cât ajungem. Am de aici din Regensburg 1200 de km până la Mediaș. Și acum aici în Germania plouă, e urât, dar cred că din Austria deja e vreme bună și pot să mă duc normal, adică 120-130. Acum o lăsăm un pic mai încet. Și asta vă recomand și vouă. Mergeți încet, că tot acolo ajungeți. Chiar și la un drum de 1200-1300 de km, dacă mergi din Germania în România, cu cât îți zice limită, dacă e 120, merg cu 120-130, dacă e 80, merg cu 80-90 și merge unul tare, îl ajunge maxim cu o oră înaintea ta, maxim, crede-mă. Probabil ați văzut mai mulți că am aici o pată, aici pe pieptul meu, aici. Aseară eu curs la izucă un pic de sânge din nas, eu mai curs o dată în somn. Și nu știm dacă își bagă ea de știuțele sau de la ce. Și azi dimineață a fost Deni cu ea la doctor. Și doctorul i-a făcut analize, a zis că e totul bine. A zis că cel mai probabil e că când e aerul prea uscat, mi se usucă nu știu ce în năsuc și curge sânge, așa că e totul bine. Și să mă schimb n-am cum, că, adică am cum, dar e prea complicat. Trebuie să scot din dulapul ăsta, trebuie să scot hainele, să-l scot afară prima dată, să-l caut, să văd unde e. Și am vrut să vă arăt ce mi-am pus de mâncare. Vreau până în România să mănânc numai fructe. Bine că îți vreau 4 kg de fructe, dar banul că mănânc numai o banană și un măr și din alea așa. Iar am trecut granița. Astăzi plec acasă, orice ar fi. Am trecut granița, suntem în Austria. Care știți de ce are ăsta două numere de matriculare? Pentru cei care nu știu, hai să vă arăt o șmecherie cu radarele în Austria. Totdeauna, înainte de un radar fix în Austria, prima dată îi o cutie gri. Și
După aia urmează radarul care te vizează. Hai să vă arăt. Hop, cutia gri. Hop, radarul. Așa m-am grăbit să plec din Germania, i-am uitat să alimentez. Las că eu șmecher, alimentez din Austria. 2 euro, 2 și. Am parcurs vreo 500 de kilometri. Celălalt cred că stă la ocazie, eu le iau cu mine. Sunt în Polten. Where is this? Germany. Germany. You come with me in Romania? Where? Slovenia? No, Romania. Am trecut Austria, suntem în Ungaria. Sper așa ușor, ușor să se termine ploaia asta, că și la noapte cred că aud. Tot drumul nu m-a plouat. Dar uitați. Mă apropiu de România și de vreme faină. Fiecare dată când apare indicatorul ăla cu ro, mi se face pielea gri. Acolo e România. Chiar dacă trebuie să stau, nu mai așa rău ca alte, dar știu că mă duc și nu mai vin. Nu știu cum să vă... Să vă zic, să vă exprim, să vă povestesc, să vă descriu, ce nu știu. Hai, de când aștept momentul ăsta? Unde lucram înainte, aveam 36 de zile de concediu pe an. De acolo, mai un medical, mai o din aia, se făceau mult mai multe. Mai aveam un extra liber. Și am o fost dăți când veneam și 4 și 6 săptămâni veneam în concediu. Dar tot timpul aveam chestia aia așa, mă gândeam că mă întorc înapoi. Și acum când știu că nu mă mai întorc. Am ajuns la Mediaș. De cât e ceasul? 3:30. Câte ore am făcut? Nici să calculez, nu mai știu. Cel mai probabil ăștia dorm. Vă mulțumesc că a stat cu mine tot drumul. Și... Lelel. Mulțumesc că a stat cu mine tot drumul. Și îmi pare rău că nu prea a apărut Izuca în video ăsta, dar n-am avut cum. Urmează să mă duc după fete duminică. Ataș, băi, Dorel, mă. Urmează duminică să mă duc după fete. Dar până atunci poate mai fac un vlog.